Și am rugămintea ca toți aceia care veniți împreună cu sora Daniela, familia, soțul, fica și toți cei care au soțit, să vă ridicați în picioare ca să revenim cu toții. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim pentru faptul că sunteți împreună cu noi și cu sora Daniela. Puteți să ocupați locurile. Vreau să spun ceva despre sora Daniela. Eu am un prian, fiecare a spus aici câte un verset și ceva din viața lui. Sora Daniela, Codina Daniela ne spune că provin dintr-o familie în care mama era penticostală și tatăl era ortodox. Încă de mică am crescut în biserică, dar m-am separat de Dumnezeu. Ce a semănat El în inima mea a fost tot timpul prezent în viața mea și ceva înăuntru meu îmi spunea că trebuie să urmez pe Domnul Iisus. Așa că după atâta timp pierdut în lume, cred că Domnul Iisus a lucrat în viața mea și mă întorc la El. Să nu mai găsesc nici pace, nici plăceri în lume, ci unicul lucru ce-mi doresc e să-L dau pe El cu tot ceea ce sunt. Domnul să o binecuvinteze. Și sora Daniela are și un verset din Isaia, capitolul 41, versetul 13, unde spune că eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Amin. Sora Corina. Într-un caz al emoțiilor ăsta, al așteptărilor, cei care sunt prezenți, cei pe care vedem, dar și cei care nu ne văd, așteaptă să confirm ceea ce Dumnezeu a lucrat pe viața ta. Ești bucuroasă că Iisus Hristos te-a chemat la o mântuire atât de mare? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pentru păcatele tale și păcatele tale prin jertfa de la Calvar sunt iertate? Cred cu toată inima. Ești hotărâtă să-L urmezi pe acest Iisus care te-a ales ca să faci parte din poporul Lui toată viața ta? Da, până de inimie. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Unde spune cuvântul Domnului, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Zice Domnul care are milă de tine. Amin. Amin. Sora Rachela, ai simțit această dragoste a lui Dumnezeu, care s-a arătat atât de vizibil față de toată lumea în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos? Da. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pentru păcatele tale la Calvar? Da, cred. Vrei ca să-L urmezi pe Dumnezeu toată viața și hotărâtă să-L accepți ca Domn și Mântuitor al vieții tale pentru totdeauna? Da. Pe baza acestei frumoase mărturisiri, înaintea dumneavoastră, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți și pe baza cuvântului lui Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. 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 Am
În apa botezului am uitat sora Diana, dorim ca Domnul să o binecuvânteze și pe ea, ne bucurăm și pentru ea și am rugămintea ca familiale și toți cei care sunteți împreună cu ea să vă ridicați în picioare, să vă vedem și noi. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare, ne mulțumim, sunteți pentru palocurile. Sora Diana ne spune că s-a născut într-o familie de creștini, alături de părinții mei, Marcel și Monica și fratele meu Marcel. Încă de mică am mers la biserică cu mama, unde am învățat cuvântul Domnului, iar mai târziu am înțeles chemarea Lui. Astăzi m-am hotărât să încheie legământul în apă cu Domnul, ca să-L urmesc din toată inima mea pentru mântuirea sufletului meu. Iar versetul care și-l aveți este din Deuteronom, capitolul 31, versetul 8, unde cuvântul Domnului spune: Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi, nici nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Amin. Sora mea, de astăzi, de ziua mea, mama ta mea, sincer, așa cum spunea, mama ta trebuie pe tine acum. Împreună Dumnezeu vă va binecuvânta familia, pentru că alese cuvântul Dumnezeu, care știe să cuvânteze. Crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Crezi că Iisus Hristos a venit din ceruri ca să te salveze și să te ducă într-o zi în părăția sa? Da, cred. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu și va veni încă o dată pe pământ ca să te iei în cer? Da, cred. Pentru cât timp ești hotărâtă să slujești acestui Domn și acestui Stăpân? Cu ajutorul Domnului, toată viața mea. Baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Experiențele trăite în familia mea și cele personale, astăzi vreau să declar că voi sluji doar Lui toată viața mea. Și versetul care l-am spus ea este Psalmul 116, versetul 2. Da, ești aplicat cu urechea spre mine, de aceea voi căuta, voi chema toată viața mea. Amin. Sună de boară.